Salutări! Zilele trecute am avut plăcerea de a fi prezent la unboxing-ul unui Quickvolt 8. Haideți să urmărim câteva secvențe cu această bijuterie. În ambalaj vom regăsi trotineta și un minim de accesorii. Accesoriile includ un mic manual de instrucțiuni, o cheie multifuncțională și un încărcător. Încărcătorul poate livra 54,6V la 2A. Poate o rată de rezervă ar fi fost bine primită. Și iată și trotineta. La prima impresie, aceasta pare foarte solidă și bine construită, dintr-un metal ce pare a fi un aluminiu vopsit. Modelul de față dispune de un motor de 500 de W, livrat de o baterie de 48 de V la 10,4 Ah. Dispune de suspensii pe arc atât pe față cât și pe spate. Autonomia declarată de producător este între 30 și 40 de kilometri. Înainte de a porni la drum cu trotineta, trebuie să strângem inelele de pe ghidon, să blocăm clema de la bază și să strângem câteva șuruburi pentru a fixa accelerația. Cauciucul de 8,5 inci pe față este pneumatic, iar cel de 8 inci de pe spate este masiv. Înainte să dăm și noi o tură cu ea, să verificăm totuși și luminile. Putem remarca 3 LED-uri albe pe față și 2 roșii pe spate. Cred că am vorbit destul, hai să o ducem la o tură.